poate e cineva care chiar are nevoie de această informație și îi puteți oferi posibilitatea să ajungă. Mulțumesc, apreciez. Cum să fiu o persoană mai calmă, să nu mă mai enervez în orice, îmi afectează sănătatea? Bun, în primul rând începând să fii responsabilă pentru ceea ce simți, să nu dai vina pe altcineva pentru ceea ce tu simți. Apoi, observându-te, da, uite, mergi în trafic și cineva staie calea. Îți vine să, da, ori ții în tine, ori spui cum îți vine. Așa că pasul 1, observă-te, vezi ce simți și începe să vorbești emoția, da? Uite, simt asta, uite când mi-a tăiat, vorbește emoția, nu ține acolo și nici nu intra într-o extremă sau alta. Extrema de a înjura, de a pune vina pe celălalt sau de a ține în tine. Pur și simplu spune, uite, când s-a întâmplat, eu asta am văzut, vorbește emoția, așa să vezi că o să te ajute. Fii vulnerabilă. Fii vulnerabilă. Sau uite, de exemplu, dacă te deranjează că partenerul stă pe telefon. Pe tine nu te deranjează, de fapt, că partenerul stă pe telefon. Te deranjează că simți că ție nu-ți dă atenție. Simți că ție nu-ți dă importanță. Te simți nevăzută, neiubită. Așa că pune focusul pe asta. Da? Și observă ce-ți dorești să obții. Și pune focusul pe a obține ce-ți dorești să obții. E de lucrat. E alegerea ta. Nu e ceva ce... cum faci, pac, magie, nu mai ești, nu te mai enervezi. E o consecință a cum te raportezi tu la gândurile tale, emoțiile tale, oamenii din jur. Madalina, iubitul meu, când vreau să am o conversație cu el, îmi spune ce să vorbească cu mine. Când tu vrei să ai o conversație cu el sau când tu îi reproșezi că nu-ți spune lucruri și că ai vrea să vorbească cu tine? Bună ziua, dacă am frici constante, cum scap de ele? Elena, pasul 1, observându-ți gândurile. Pasul 2, înțelegând că mintea nu e făcută să fim fericiți, ci... să supraviețuim, așa că ea va pune focus pe ce ar putea fi periculos, pe ce ar putea să nu meargă. Și începând să te întrebi, gândul ăsta îmi e util sau mă sabotează? Și dacă nu e util, să schimb focusul pe altceva. Da, lucrând cu tine. Asta e muncă. Care spuneai că erau etapele unei relații. Loredan, prima etapă este etapa de îndrăgostire, în care ți se pare că celălalt e tot ce ți-ai putut dori, că îl cunoști din totdeauna, că îl cunoști din alte vieți, că e ceva incredibil acolo, că ce aveți voi, ce trăiți voi, nu trăiește nimeni. Mai apoi e etapa în care e lupta de putere, în care vreți, iubești și defectele, în care poți să simți ușoară dezamăgire, neîncredere. Iar mai apoi poate fi etapa de iubire profundă. Mulți oameni rămân doar în a doua etapă. Depinde cum treceți peste. Iar lucrurile astea sunt ciclice și apoi în relație. Adică Simina, după 3 ani de facultate de psihologie, poți să profesezi sau mai ai nevoie și de alte cursuri? Simina, mai ai nevoie măcar de cursul de consilier dezvoltare personală, pentru că pe el poți să-ți deschizi cont, da, să-ți deschizi firmă și așa mai departe. Mai apoi, pentru a putea profesa ca și psiholog, ai nevoie de specializare, da, să faci o specializare acreditată, și un master tot pe ce ai și specializare, ca să poți să fii, da, într-o anumită direcție. Deci nu e suficientă facultatea. Și
fie vorba între noi, nu e suficientă facultatea, nu neapărat să profesezi legal, să poți să oferi suport oamenilor. Adică ai nevoie de o tolbă plină de instrumente, de exerciții, de... Și facultatea nu e suficientă. Adică ai nevoie de multe cursuri, să investești în tine. Puneți întrebările, puneți. Bună, Georgiana, lucrez online, așa că poți să-mi lași mesaj, ai link în bio, dă click pe psihologa Anca Bânga, îmi poți lăsa mesaj și putem discuta. Mulțumim că sunteți harnici cu tap-tapul, mulțumesc, Irena Andreea, ești o drăguță, mulțumesc din suflet. Mi s-a sugerat amânarea gândirii când intru în stările de în stările anxioase, cum funcționează. Raluca, întreabă persoana care ți-a sugerat asta. Eu am un alt tipar de a lucra legat de anxietate și până acum am rezultate foarte bune. Vezi că am feedback-uri de la clienți postate. Ultimul feedback e fix pe partea asta de anxietate și atacuri de panică. De la doamna doctor Alexandra. Da, am lucrat cu ea și mi-a lăsat și feedback și... A vrut ea să-mi lase feedback cu nume și cu poză și asta a însemnat foarte mult pentru mine. Larisa, sunt mamă tânără și am impresia că am trăit aiurea, nu am făcut ce trebuia. Larisa, cea mai bună decizie este cea pe care tocmai ai luat-o. Ai toată viața înainte să faci ceea ce trebuie din acest punct. Și cine știe ce trebuie sau ce nu trebuie. Pune focusul pe ceea ce simți și ce-ți dorești tu. Lasă ceea ce cred alții că ar fi trebuit. Claudia, în cazul tulburărilor de anxietate necesită timp recuperarea, cum să depășim mai repede? Da, necesită timp. Necesită timp. Însă rezultatele în terapie apar și după prima lună. Așa că... Te rog, pune întrebarea. Poți repeta Instagramul tău, psiholog Anca Bânga, mă găsiți pe Instagram. M-am lăsat de fumat de 3 zile și am o stare de agitație. Da, este vrajul, e firesc. Of, am citit acum ceva, am avut o situație similară. Simt o frică constantă, mi-a dat viața peste cap, nu pot sta nici singură, teamă de întuneric, teamă, mai ales noaptea, nu merg singură cu liftul, e foarte greu, mi-a afectat viața rău de tot, un deces. Îmi pare rău că treci prin asta, Dumnezeu să ierte acea persoană din viața ta. Am avut o situație similară și lucrurile s-au reglat, vei vedea. Ai încredere. Fă terapie cu cineva cu care simți că rezonezi. Mulțumesc, Elena Andreea. Simt că fac infarct atât de tare, mă sperie. De ce mă trezesc noaptea? Atacurile de panică pot apărea și noaptea din senin. Da, am avut situații similare. Îți recomand din suflet să faci terapie. Atacurile de panică vin atunci când ai foarte multe emoții reprimate. Când fugi de durere, nu vrei să o mai trăiești. Face parte din procesul de vindecare durerea.
Mălina, bună, cum poți scăpa de anxietate fără terapie? Nu știu să zic fără terapie. Fără terapie. Adică tu așa, tu cu tine. Nu știu să zic cum să scapi fără terapie. Eu știu ce fac în terapie. Da, în terapie învăț oamenii să se observe, învăț oamenii să vorbească cu emoțiile lor, învăț oamenii să-și gestioneze gândurile, învăț oamenii cum să facă toate lucrurile astea, le dau exerciții pentru toate lucrurile astea. Intuitiv, oamenii ori rămân în problemă, ori încearcă să scape de ea total, așa, să o reprime. Și amândouă lucrurile duc la situații din ce în ce mai grave, adică să scap de anxietate. Anxietatea e o stare firească. E o emoție normală. Dacă tu vrei să scapi de anxietate, atunci lupți cu morile de vânt. Nu e despre a scăpa de ea, ci a învăța.